Am vorbit ieri despre faptul că Patriarhia Ecumenică, prin intermediul Bisericii Finlandeze, a recunoscut botezul luteranilor. Și aș vrea să analizăm astăzi ce înseamnă, care sunt consecințele acestui gest la nivelul Ortodoxiei și care sunt implicațiile teologice și dogmatice și canonice ale acestei recunoașteri de către Patriarhia Ecumenică a botezului luteran. Sunt Mihai Silviu Chirilă și aș vrea să vă arăt care sunt consecințele acestui gest și cum se pune în practică planul ecumenist dezvoltat la Sinodul din Creta de realizarea unității creștinilor. Spuneam ieri, deci, că pe site-ul Saxif se găsește un comunicat în care Biserica Ortodoxă Finlandeză, Arhiepiscopia Autonomă a Bisericii Ortodoxe Finlandeze, care este condusă de către Patriarhia Ecumenică, care aparține de Patriarhia Ecumenică, a dat un comunicat în care spune că a recunoscut botezul luteranilor. Și citez din acest comunicat ceea ce ne interesează pe noi, și anume: potrivit declarației, deși avem idei diferite despre botez și pe cum îl săvârșim, convertiții de la luteranism la ortodoxia din Finlanda sau viceversa, nu mai trebuie să fie primiți prin botez, deoarece bisericile își recunosc reciproc validitatea botezului. Și mai departe, în situația în care un membru al unei dintre bisericile noastre decide să devină membru al celeilalte biserici, botezul nu trebuie săvârșit din nou asupra lui. În acest sens, bisericile noastre își recunosc reciproc validitatea botezului săvârșit în ambele. Bun. Vedem aici, suntem în fața unei acțiuni prin care Patriarhia Ecumenică, prin intermediul Bisericii Ortodoxe din Finlanda, pune în aplicare în continuare pune în aplicare programul ecumenist. Recunoaștem în această decizie mai multe idei ecumeniste, și anume ideile protestante de teorie baptismală, care spune că teorie baptismală care spune că toți cei care sunt botezați într-o anumită confesiune creștină sunt membri ai bisericii, chiar dacă nu au deplinătatea adevărului religios. Teoria bisericilor ne deprinde în varianta ortodoxă impusă de către Ioannis Zizi Ulas, care spune că Biserica Ortodoxă este locul și deplin al prezenței lui Hristos, dar în afara Bisericii Ortodoxe mai există și alții care sunt mai aproape sau mai îndepărtați, mai inapropiați sau mai îndepărtați de Biserica Ortodoxă, dar sunt și ei creștini pentru că au botezul. Și teoria formulată de către declarația de la Toronto, care spune că în afara bisericii confesionale, fiecare dintre confesiuni, mai există și alți creștini, adică biserică în afara bisericii. Toate acestea se cumulează cu decizia de la Sinodul Ecumenic din Creta din 2016, în care s-a spus că Biserica Ortodoxă recunoaște denumirile istorice ale bisericilor și confesiunilor care nu sunt ortodoxe. Da? Deci toate acestea, puse împreună, ne conduc la ideea că Patriarhia Ecumenică a trecut la recunoașterea inclusiv a botezului celor din alte confesiuni. Deci la Sinodul din Creta, la Sinodul din 2016, unde a participat și Patriarhul Daniel și ale cărui intervenții salutare n-au ajutat la nimic, așa cum am arătat în filmul de ieri. La Sinodul din Creta s-a recunoscut existența acestor comunități, iar acum Patriarhia Ecumenistă de la Constantinopol, prin intermediul Bisericii Ortodoxe Finlandeze, a trecut la recunoașterea botezului ereziei respective luterane. Mai departe, trebuie să spunem că din acest punct de vedere, gestul pe care îl face Patriarhia Ecumenică este unul care se află în consonanță cu alte gesturi pe care Patriarhia Ecumenică le-a făcut, și anume cu gestul Patriarhiei Ecumenicii pe care îl face în schisma din Ucraina, pe care o conduce de asemenea, de a iniția dialoguri cu greco-catolicii în vederea unității dintre ortodoxi, dintre schismaticii ucraineni de rit ortodox și greco-catolici, numind Ucraina un laborator al comuniunii dintre ortodoxi și greco-catolici. Așa cum Finlanda se pare că este un laborator al comuniunii dintre ortodoxi și luterani.
Acum, sunt câteva aspecte de ordin teologic, sunt câteva aspecte de ordin canonic pe care aș vrea să le discutăm. Se pune problema, va să zică, în Finlanda, ca bisericile să-și recunoască botezul una alteia, să recunoască validitatea botezului una alteia și să primească convertiții de la o biserică la alta, fără a mai fi obligat să facă botezul. Da? Mai întâi de toate ce observăm? Observăm ideea de bisericile noastre. Deci se spune că luteranii sunt biserică. Spre deosebire de ce ne mințea pe noi și ce ne minte pe noi Patriarhia Română, că nu s-au recunoscut statutul lor de biserică în sens dogmatic, că nu s-a vorbit doar de un statut social și așa mai departe. Iată că Biserica Ortodoxă din Finlanda îi numește pe ereticii luterani biserică. Bisericile noastre, care își recunosc una alteia botezul. Botezul este sfânta taină de intrare în biserică. Deci dacă Biserica Ortodoxă din Finlanda recunoaște botezul așa zisei biserici luterane, înseamnă că luteranii, din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe din Finlanda, sunt în interiorul bisericii. Că avem idei diferite despre botez, vedeți formularea? Nu se spune că noi suntem ortodoxi și voi sunteți eretici. Noi avem idei diferite. Adică unii suntem mai inteligenți, alții mai proști, avem idei diferite fiecare după capul lui. Sau ca să-l cităm pe Luther, părintele Bisericii Luterane, totium capita, tanta, ceva genul ăsta, câte capete te idei, tanta noțiune sau ceva de felul ăsta, da? Câte capete, atâtea idei. Bun, deci se spune că avem idei diferite, dar totuși suntem la fel. Suntem înrădăcinați în biserica primului mileniu. Unde era biserica luterană în primul mileniu? Că nu mi-aduc aminte să-i fi văzut. Cel mult în primul mileniu biserica luterană, ceea ce se numește acum biserica luterană, erau ereticii care au fost condamnați la sinoadele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecumenice. Nici de cum nu erau rădăcinați pe trunchiul bisericii ortodoxe, după cum minte mitropolitul de la Helsinki, care spune că avem rădăcini, da, zice că avem rădăcini, bisericile noastre au rădăcini comune în creștinismul despărțit din primul mileniu. Minte! Minte cu nerușinare episcopul, pentru că în primul mileniu ideile care formează trunchiul ideologiei luterane erau tocmai cele care erau tăiate de la trupul creștinismului despărțit din primul mileniu. Vă să zic că mitropolitul din Helsinki spune că luteranismul este biserică. Deci sunt la fel ca și noi, doar că au idei diferite despre Sfântul Botez și despre celelalte. Trebuie să mai spun că încă din anii 1980, în cadrul mișcării ecumeniste, s-a pus problema recunoașterii tainelor botez, preoție și euharistie. S-a elaborat în 1981 chiar un document numit Documentul de la Lima, Botez, Euharistie și Preoție, în care de, iată, 50 de ani se lucrează la punerea de acord a ideologii, a ideii, a doctrinelor membrilor CMB cu privire la aceste trei sfinte taine. Și, după cum vedem, nu se lucrează la punerea lor de acord în duh ortodox, ci în duh protestant. Rezultatul vedeți aici la Helsinki. Haideți să vorbim puțin despre problematica teologică și dogmatico-canonică a acestui eveniment. Citez din lucrarea Implicațiile ecclesiologice a aprobării documentului eretic declarația la Toronto de către Sinodul din Creta, pe care am prezentat-o la conferința de la Salonic din 2018 și care a fost publicată în prestigioasa revistă Teodromia de la Salonic.
Și zice așa în lucrarea respectivă. În ceea ce privește așa zisul botez protestant, acolo lucrurile sunt și mai simple, datorită faptului că protestantismul are o respingere fără echivoc a preoției, ceea ce face ca botezul protestant să nu fie făcut practic de nimeni. Situația nu este în sine diferită de cea romano-catolicism, deoarece neexistând botez valid, cum poate exista preoție validă, sau cum ar spune Sfântul Sinod din Cartagena din 2056, și aici, atenție, citez, admiterea botezului ereticilor și schismaticilor cuprinde în sine și consimțirea din partea celor botezați de dânsii, fiindcă nu poate fi valid în parte. Dacă a putut să boteze, a putut să dea și Duh Sfânt. Dacă n-a putut, din cauza că era în afara bisericii, n-are pe Duhul Sfânt și nu poate boteza pe cel ce vine, deoarece botezul este unul și unul este Duhul Sfânt și una este biserica întemeiată de Hristos Dumnezeul nostru, fiindcă dintr-un început a spus apostolul Petru că ea este întemeiată pe unitate. Prin urmare, cele ce se săvârșesc de dânsii micinoase și deșarte fiind, toate sunt fără de valoare. Deci sinodul din Cartagena din 1956 spune că dacă ai botez valid, deci dacă luteranii au botez valid, înseamnă că au Duh Sfânt. Pentru că dacă n-au Duh Sfânt, nu pot să boteze. Dacă au Duh Sfânt, înseamnă că ar trebui să aibă preoție validă. Deci dacă ai acceptat botezul, înseamnă că ai acceptat și preoția, pentru că, aminteri, acest botez se face de către nimeni. Și atunci înseamnă că Patriarhia Ecumenică, prin intermediul Bisericii Finlandeze, a acceptat, de fapt, preoția și botezul luteran. Și dacă a făcut acest lucru, este, cred, după părerea mea, doar o chestiune de timp până când va accepta și Euharistia luterană și se va ajunge la ceea ce așteaptă părinții, preoți și monahi din România, potirul comun, când vor începe și ei într-un târziu să lupte împotriva ereziei ecumeniste. Citez mai departe. Despre relația dintre recunoașterea botezului valid și acordarea bisericității ereticilor, deci dacă ai botez, ai preoție, dacă ai preoție, ai biserică. Deci dacă s-a recunoscut botezul luteran ca fiind valid, înseamnă că ei au preoție, pentru că botezul a fost făcut de cineva, și dacă au preoție și botez, înseamnă că ei au biserică. În conformitate cu ce au spus finlandezii, în realitate nu este așa. Ne vorbește și canonul unic dat de sinodul din Cartagena, ținut în 256. Zice așa: însă și întrebarea ce se pune la botez este dovada adevărului, căci zicând celui ce se cercetează, crezi că primești iertarea de păcate și viață veșnică, nu zice altceva decât că aceasta se poate da în catolicească biserică, în biserica ortodoxă. De la eretici unde nu este biserică, este cu neputință a primi iertarea păcatelor și prin urmare, apărătorii ereticilor sunt datori sau să schimbe întrebarea sau să apere adevărul, dacă nu cumva le atribuie și bisericilor și biserică celor despre care susțin că au botez. Înțelege ce vrea să spună canonul Sfântului Ciprian al Cartaginei? Vrea să spună că Sfântul Ciprian al Cartaginei vrea să spună așa, că canonul din sinodul 256 spune așa, că dacă le-ai recunoscut botezul, înseamnă că le-ai recunoscut și biserica. Înseamnă că le-ai recunoscut capacitatea de a ierta păcatele și de a da iertare în condițiile în care nici măcar nu au sfintele aceste taine ei înșiși. Și dacă le-ai recunoscut biserica și botezul, înseamnă că, de fapt și de drept, ei recunoscut ca biserică în sensul teologic și real al cuvântului. Și așa pare, pentru că ați văzut, episcopul din Helsinki, probabil în conformitate cu indicațiile de la Constantinopol, el a spus: avem idei diferite despre botez. N-avem har diferit, n-avem, sau noi avem har și voi n-aveți, avem idei diferite. Dar nu e nicio problemă, avem idei diferite, dar suntem în aceeași biserică. Cam așa spune, da? Deci, deși avem idei diferite, dezvoltarea doctrinelor că e diferite. Avem idei diferite despre botez, despre modul de a-l săvârși. Da? Dar asta nu ne împiedică să ne recunoaștem unii pe alții. Da? Mai departe, aș vrea să vorbesc aici despre
Motivul care i-a putut determina pe cei de la Helsinki, Constantinopol, să recunoască botezul luteran. Și permiteți-mă aici să discut despre aceasta, să citesc din nou din documentul respectiv, din studiul pe care îl găsiți pe Mărturisirea Ortodoxă, pe site-ul Mărturisirea Ortodoxă. Se cheamă implicațiile eclesiologice ale recunoașterii declarației de la Toronto de către Sinodul din Creta, vincinos din Creta. Citesc din nou. Motivul pentru care botezurile ereticilor sunt îndeopște acceptate de către practica bisericească este de către practica bisericească ecumenistă. Pentru că dacă vă uitați în această carte, da? Canoanele Bisericii Ortodoxe ale Părintelui Floca, îngrijite de Sorin Joantă, actualul episcop din Germania, vedeți că aici se spune, într-un canon se spune că, uitați ce zice Părintele Ioan Floca, la canonul 68, canonistul român afirmă că, cu privire la schismatici, încă și în speță la romanul catolic și la cei ce aparțin bisericilor heterodoxe din răsărit, practica bisericească a stabilit că și botezul hirotonie acesta să fie recunoscut ca validă. Practica bisericească era, bineînțeles, practica ecumenistă. Motivul pentru care botezurile ereticilor sunt îndeopște, așa, este pretinsa săvârșirea lor în numele Preasfintei Treimi a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În cazul ereticilor însă, contează foarte mult și ce înțeleg aceia prin Preasfânta Treime, având în vedere că cele mai multe erezii și schisme sunt datorate tocmai unor greșeli și a unei greșite înțelegeri a dogmei Preasfintei Treimi. Acest lucru se vedește și prin formularea canonului 47 al Sfântului Vasile cel Mare, în care atunci când se vorbește despre encratiți, sacofori și apotactiți, autorul cere imperativ rebotezarea lor pentru că, ca să nu mai zic că, citez acum din Sfântul Vasile, din canon, ca să nu mai zic că ei că suntem botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ei care socotesc pe Dumnezeu a fi făcătorul reilor, întrecându-se cu Marcion și cu celelalte eresuri. Ce principiu ne arată aici recomandarea canonului 47 Sfântului Vasile a fost însușită de către canonul 7 al Sfântului Duh Ecumenic, care statornicește ce tip de eretici se pot mirunge și ce trebuie botezați. În rândul celor care trebuie rebotezați sunt și adepții ereziei eunomienilor care practicau o singură afundare și învățau că Duhul Sfânt este subordonat Tatălui și Fiului, fiind o simplă creatură. Similitudine izbitoare cu doctrina romano-catolică au determinat practica bisericească ortodoxă să le aplice papistașul același tratament față de botez pe care canonul 7 al Sinodului 2 Ecumenic l-aplica eunomienilor. Practica bisericească prin care botezul a fost recunoscut vine mai ales în întâmpinarea acordului de la Balamand, unde reprezentanții ecumenici ai Ortodoxiei au recunoscut așa zisa sororitatea Bisericii Romane Catolice și implicit taina botezului și preoții absolut necesare pentru considerarea ca biserică acestei erezii. Deci după ce au considerat, după ce la Balamand au recunoscut pe papistași ca având botez și preoție, iată că astăzi Patriarhia Ecumenică recunoaște în Finlanda, dar fiind în comuniune Finlanda cu toate bisericile celelalte, întreaga Ortodoxie, recunoaște practica botezului și implicita preoției și a bisericității la luterani. Deci, va să zic că Sfântul Vasile ne spune că nu contează faptul că zici cuvintele în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Contează faptul că doctrina ta despre Preasfânta Treime este greșită. Și dacă noi vorbim aici despre doctrina luterană, despre Preasfânta Treime, haideți să discutăm despre ce înțeleg ei prin cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Haideți să discutăm despre ce înțelege luteranismul despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Luteranismul neagă în mod, luteranismul ca începător al ereziei protestante, neagă în mod direct, prin lucrările lui Luther, neagră în mod direct tradiția, care este lucrarea și inspirația Duhului Sfânt în biserică după încheierea canonului Sfintei Scripturi. Luteranismul neagă și toate sectele protestante care i-au urmat, neagă în mod direct necesitatea faptelor bune, care sunt lucrările ale Harului necesare spre mântuire. Neagă în mod direct preoția harică, neagă în mod direct existența bisericii văzute, neagă în mod direct statutul de născătoare Dumnezeu a Maicii Domnului, neagă în mod direct
Taina prea Sfintei Cruci, Sfintei Cruci, leagă în mod direct. Sfintele neagă în mod direct Sfintele Taine, Sfintele Taine. Neagă în mod direct Sfintele Moaște, neagă în mod, considerându-le hoituri. Când Sfintele Moaște nu sunt decât lucrarea ale Duhului Sfânt prin care Dumnezeu se preaslăvește întru Sfinții Săi. Neagă în mod direct taina Sfântului Sfintei Preoții. Neagă în mod direct taina Sfintele Icoane. Neagă în mod direct tot ce înseamnă practic Biserică Ortodoxă. Și în condițiile acestea, în condițiile în care toate cele pe care eu vi le-am înșelat până acum sunt lucrările ale Duhului Sfânt, înseamnă că de fapt și de drept luteranismul neagă în mod direct lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Neagă în mod direct venirea Duhului Sfânt în lume. Nu mai vorbim de faptul că există toate posibilitățile ca luteranismul să fie tributar doctrinei papistașe din care provine în privința procederii Duhului Sfânt și înțelegerii procederii Duhului Sfânt. Și atunci, aplicarea acestui principiu potrivit căruia dacă cineva este botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, îi se recunoaște botezul, intră sub incidența ceea ce spune Sfântul Vasile cel Mare în canonul 47, că se recunoaște botezul celor care au botezul corect, adică au o erezie pe altă temă decât Preasfânta Treime. Ori noi nu avem nicio dovadă creștină și niciun document al unui sinod ortodox real care să spună că luteranii ar avea o doctrină baptismală și trinitară ortodoxă. Și chiar dacă ar fi așa, faptul că ei sunt apăruți din afara bisericii, faptul că ei sunt apăruți ca o erezie a unei alte erezii, nu-i califică deloc. E adevărat că existau erezii în care se recunoștea botezul. De exemplu, dacă apărea o erezie și niște oameni cădeau într-o erezie și apoi voiau să se întoarcă la ortodoxie, oamenii aceia care în timpul vieții primiseră botezul ortodox după care au căzut în erezie, automat se întorceau în ortodoxie prin simpla mirungere, cum se poate întâmpla și astăzi. Dacă Teofan, mitropolitul eretic sau ceilalți eretici ecumeniști doresc să se întoarcă la ortodoxie și să se lepede de Creta și de toate ereziile acelea, se pot întoarce printr-o simplă mirungere. Dacă ne aflam într-o situație în care, acolo vedeți că sinoadele s-au făcut pe termene destul de scurte și ne aflam într-o situație în care a apărut o erezie și niște credincioși au fost botezați de preoți eretici care la momentul în care i-au botezat mai aveau încă Harul Duhului Sfânt, fiindcă nu fusese tăiați din biserică, atunci se putea discuta despre o recunoaștere a lor prin mirungere. Dar în condițiile în care ei nu aveau practica botezului, adică întreita afundare corectă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sau în condițiile în care ei nu aveau doctrina corectă despre Sfântul Duh, despre Tatăl sau despre Fiul, în condițiile în care ei nu aveau preoție și, a trecut, și erau trecute generații întregi de când ei erau în erezie și nu fuseseră botezați de nimeni, pentru că ceea ce ei numeau pastori sau preoți erau niște simpli mireni, nu se poate vorbi despre recunoașterea botezului. Și atunci, în situația aceasta, de unde până unde au succesiune apostolică luteranii, în așa fel încât botezul lor să fie valid? Când ei au apărut dintr-o erezie romano-catolică, dintr-o erezie papistașă, care își pierduse ea însă și ortodoxia, și prin urmare succesiunea apostolică în urmă cu aproape 500 de ani. De unde până unde? De unde până unde? Deodată noi le recunoaștem botezul luteranilor. Haideți să mai vorbim puțin despre condițiile care decurg din canonul 95 al sinodului 5-6 ecumenic, care reia canonul 7 al sinodului 2 ecumenic, cu privire la cei care dintre erezii se reîntorc la ortodoxie. Și zice așa, zice comentariul la canonul respectiv, zice așa:
Canonul prezent stabilește trei procedee pentru primirea eticilor în biserică. În biserică. 1. Mărturisirea credinței ortodoxe în scris, în cazul celor ce se întorc la erezii mai puțin grave. Ungerea cu Sfântul Mir pentru cei ce nu au primit această taină sau care profesează erezii de o gravitate mai mare decât cei din prima categorie și rebotezarea celor care vin de la ereziile cele mai grave, în semnul cărora s-a pierdut succesiunea apostolică a preoției deodată cu cea a credinței. Da? Manihei, valentinieni și marcioniți erau eretici gnostici care negau caracterul divin al revelației creștine și deci al însăși temeniei bisericii. Adrenții lor purtau numele întemeitorul Ramur. Acestea a produs nestorieni, numea pe Maica Domnului născătoare de om, nu de Dumnezeu. Tehienii se susțineau monofizitismul, adică predominarea naturii divine în persoană Hristos până la sfințarea celina, iar Severinul era monofizitor. Prin urmare, atunci când cineva vine de la luteranism la ortodoxie, are trei posibilități. Fie să mărturisească credința ortodoxă în scris și să se lepede de erezie, fie să fie uns cu Sfântul Mir și profesează erezii de o gravitate mai mare decât cea din prima categorie, fie să fie rebotezați pentru cei ce vin de la ereziile cele mai grave în sărucă să pierdut succesiunea apostolică. Păi dacă s-au pierdut succesiunea apostolică a preoției deodată cu cea a credinței. Să înțelegem că luteranii, din punct de vedere al episcopului din Finlanda, au succesiunea apostolică. Cine le-a dat lor succesiunea apostolică? Este evident că n-au niciun fel de succesiune apostolică. Și acum, să punem problema și invers. Deci dacă un credincios ortodox trece la luteranism, el nu mai este apostat de la credință? Dacă zicem că un ortodox se duce în luteranism, el este un credincios la fel ca și cel ortodox? Și este primit între luterani ca și când ar fi absolut în regulă? Și Biserica Ortodoxă din Finlanda îl recunoaște pe acela ca pe un creștin ortodox oarecare, care a devenit luteran? Sau este un apostat al credinței noastre? Deci toate acestea sunt... Sunt niște considerente de ordin canonic care arată cât de rătăcită este această decizie a Patriarhiei Ecumenice prin intermediul Bisericii Ortodoxe din Finlanda. Și ne întoarcem la canonul 46 ecumenic, care ne spune că tainele erecilor nu sunt taine. Și spune așa, poruncind să se caterisească episcopul sau prezbiterul care a primit ca valid botezul o jertfă a euharistia ereticilor. Căci ce fel de împărtășire înțelegere are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul? Canonul se referă numai la episcop și la prezbiter, întrucât numai aceștia pot săvârși botezul și celelalte sfinte taine. Și deci numai aceștia pot să primească sau să respingă tainele săvârșite de eretici. Cum ereticii au pierdut succesiunea apostolică, deși continuitatea preoției tainelor nu mai sunt valide, ei înșiși ne mai făcând parte din biserică. Iar clericul care le va socoti totuși valide este supus caterisirii. Prin urmare, cred că documentul semnat de episcopul Leon Hakonen ar trebui să îl facă pe Leon Hakonen să fie supus automat caterisirii din Biserica Ortodoxă, pentru că cu de la sine putere și-a permis să considere că luteranii au preoție, botez și biserică. Lucrurile acestea nu pot să fie subiectul unei decizii de la nivel de Finlanda sau de București sau de Atena. Aceste lucruri trebuie să fie decise într-un sinod ecumenic real și trebuie să fie dovada faptului că acea confesiune eretică s-a reîntors în corpore la ortodoxie. Nu există niciun motiv ca luteranii să fie considerați ca și când ar fi ortodoxi. Nu există niciun motiv ca doctrina luterană, care este cu totul străină ortodoxiei și cu totul păgână și care cuprinde în doctrinile lui Luther o sumă, dacă vreți, a ereziilor din mileniul I, care au fost date anatemei de către primele șapte sinoade ecumenice, să fie deodată considerate ortodoxie și să fie considerate deodată la fel ca și ortodoxia. Nu este posibil
ca un credincios din Biserica Ortodoxă din Finlanda să-mi treacă la luteran și să fie considerat în mod normal. Nu mai e considerat apostat, e considerat că a trecut la frații luterani. Nu ne spune episcopul din Finlanda dacă măcar se chinuiește cineva din Finlanda să-i mai ungă cu Sfântul Mir. Nu ne spune exact ce se întâmplă când trec de la luteranism la ortodoxie, dacă trec pur și simplu și devin ortodox și asta e. Nu ne spune asta. Dar chiar dacă se face aceasta printr-o simplă miruire, este un mare abuz, deoarece este evident că bisericii nu pot să recunoască botezul valid. Cred că sinoadele canoanele Sfinților Părinți nu recunoșteau validitatea botezului eretic, ci recunoșteau prin economie, cumva, nenecesitatea săvârșirii botezului. Nu e posibil, ați văzut ce spune canonul Sfântului Ciprian, nu poți să recunoști validitatea botezului. Se recunoștea faptul că nu mai era necesar la anumiți eretici să se mai facă botezul, din motivele pe care vi le-am spus. Fie că erau în apropiere de... Fie că fuseseră botezați inițial și după aia au trecut la erezii și s-au întors, fie că fuseseră botezați de preoți care erau probabil ortodoxi la momentul în care i-au botezat și încă nu fuseseră catelisiți sau alte motive de genul ăsta, fie că erezia lor era pe o temă neesențială și nu afecta doctrina Sfintei Treimi, dar când era vorba de erezii grave, nu se punea problema nebotezării. Și nu se pune problema nebotezării când vine vorba despre luterani care nu au de unde să aibă succesiunea apostolică. Chiar dacă am admite, prin absurd, că papistașii aveau succesiunea apostolică la momentul în care luteranii s-au despărțit de ei, reformele Luther care a desființat preoția pur și simplu, face ca succesiunea apostolică să fie dispărut. Și atunci despre ce e vorba? Dacă nu aveau succesiune apostolică, nu aveau har de la Dumnezeu și dacă nu aveau preoție și nu aveau har, nu avea cine să-i boteze. Și dacă nu are cine să-i boteze, înseamnă că botezul lor este inexistent. Și dacă botezul lor este inexistent, intrarea lor în Biserica Ortodoxă a Finlandei printr-o simplă mirungere este absurdă și este necanonică. Iar recunoașterea de către episcopul din Finlanda a tainelor unei astfel de comunități, fără ca biserica să se fi pronunțat și să-i fi primit în comuniune pe luterani ca având o doctrină ortodoxă, din punctul meu de vedere, este motiv de catedisire și pentru episcopul din Finlanda și pentru patriarhul Bartolomeu, care probabil stă în spatele acestei decizii. În încheiere vreau să vă atrag atenția celor care credeți că nu s-a întâmplat nimic la Creta și că totul este în regulă, noi trebuie să ținem de înalt preasfințitul, de prea fericitul, că ei știu ce fac sau cum s-ar zice în limbajul neoș românesc, ei știe ce face, deci ei știe ce face și noi suntem prea mici și proști. Dar trebuie să ascultăm necondiționat de înalt preasfințitul și de preafericitul că ei știe ce face. Ia uite ce face ei. Asta face ei. Sigur, înalt preasfințitul din România, patriarhul din România, nu are curajul să facă exact ce face ei la Helsinki. Deși ați văzut, episcopul Corneanu s-a dus frumos, s-a împărtășit cu papistașii. L-ați văzut pe episcopul și nu a fost caterisit și într-o discuție cu înalt preasfințitul Teofan mi-a spus bine că a plecat din lumea aceasta. Dacă nu pleca din lumea aceasta era în regulă. Și azi l-aveam episcop la Timișoara cu consecințele vizibile asupra mentalului bănățenilor cu privire la relația între biserica ortodoxă și eretici. Ați văzut ce face episcopul de la Beiuș? De la Beiuș, mă iertați, de la Oradea, din zona Beiușului, din zona Oradei, din zona Bihorului, episcopul Sofronie, care a făcut aghiazmă cu greco-catolicii și care s-a dus în biserica greco-catolică, în templu greco-catolic, unde a fost pomenit ca episcop al bisericii greco-catolice.
Deci toate acestea sunt niște încercări timide pe care le fac cei din România, pentru că nu au încă nu au curajul să înfrunte opinia publică și să se dea pe față. Dar în Finlanda se pare că situația e de așa natură încât acolo probabil presiunea ortodoxilor care trăiesc între atât de mulți luterani nu este așa de mare încât ei își permit acolo să facă astfel de experimente necanonice din punctul meu de vedere. Spuneam deci că cei care vedeți acest lucru ar trebui să vă gândiți dacă cu atâta ușurătate s-a recunoscut luteranilor botezul, deci bisericitatea, faptul că sunt biserică și preoția, deși ei nici nu au preoție. Oare cât mai este până când li se recunoaște și Euharistia și vor ajunge la potirul comun? Fac remarca că și papistașii în 2017 au fuzionat, dacă vreți, i-au recunoscut pe luterani, pe reformații ăștia, pe, cum îi cheamă, evanghelici ăștia, ca fiind în regulă și ca fiind din același trunchi al bisericii. Deci, pe de o parte, papistașii, pe de altă parte, papistașul de la Constantinopol, care se pretinde a fi episcop ortodox, patriarh ortodox, îi cuprind încetul cu încetul și pe protestanții în jocul acesta al ecumenismului și al unificării, care dacă proiectul 2030 merge așa cum merge deocamdată mai departe, deoarece populația din România sau din spațiul ortodox nu ia nicio atitudine, până în 2030, în principiu, dictatura care se profilează sub aspect politic ar trebui să aibă și brațul religios pus la punct, și anume unificarea tuturor pretinșilor creștini cu ortodoxia și scene de genul celei din Finlanda să fie comune. Adică să ne trezim că sectarii sau papistașii sau greco-catolicii intră în Biserica Ortodoxă fără niciun fel de mirungere, fără niciun fel de nimic, vin la potiri, se împărtășesc și asta este realitatea. Toate acestea arată cât de corectă a fost atitudinea noastră în 2016, când am luat atitudine față de, când am luat, când am, când ne-am spus părerea față de ce se întâmplă în biserica noastră, cât de mincinoasă a fost propaganda din 2016-2017 a Patriarhiei Române, prin care s-a încercat acreditarea ideea că la Creta, acreditarea ideii că la Creta nu s-a întâmplat nimic și că de fapt și de drept la Creta s-a întâmplat totul, pentru că ceea ce se întâmplă acum în Finlanda nu este decât o punere în aplicare a principiilor de la Creta. Vă invit să reflectați la aceste lucruri și în loc să aveți această idee, această ideologie, oh, ticăloși, nu se mai poate face nimic, să luați atitudine că se mai poate face. Cineva mi-a trimis aici un cuvânt al Sfântului, pentru care îi mulțumesc, un cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici, care spune că atunci când Dumnezeu hotărăște să pedepsească sau să piardă un popor apostat, stă doar în puterea poporului respectiv de a se împăca cu Dumnezeu, nu altcuiva. Ei, stă în puterea noastră să ne împăcăm cu Dumnezeu, luând atitudine față de această ierarhie cu totul și cu totul vândută planurilor ecumenist-globaliste și să îi obligăm să se întoarcă la ortodoxia reală și nu la ortodoxia pe care o predică ei acum, care nu este altceva decât o formă de ecumenism în cuvinte și în formă, și în îmbrăcăminte a limbajului ortodox. Doamne ajută!